Mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că și astăzi, 10 iunie, ne-ai pregătit un cuvânt din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură pe care l-a rostit Sfânta și Dumnezeiasca ta gură. Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos se găsește în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 4, cu versetul 19. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vino și tu pe urmele pașilor Domnului nostru Iisus Hristos și mărturisește-L în fața întregii lumi, că Iisus Hristos este Mântuitorul tău, Iisus Hristos este Mântuitorul meu, Iisus Hristos este Mântuitorul întregii lumi. Trimite acest mesaj tuturor și Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze. Amin.